Tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de GTA 5 Mod Showcase. Haideți să readucem ca de odinioară seria aceasta, băieți, la viață. Eu v-am spus acum, cred că 2-3 săptămâni, habar n-am, că o să filmez până la urmă un episod de GTA 5 Mod Showcase, care trebuia să apară cu mult timp în urmă. Am adunat toate modurile necesare în calculator, eram gata să prezint modul acesta cu Hulk. Ia uitați-l ce frumos el este și câta bestia, frate! Și fix când să mă duc să instalez modul, am realizat că tocmai și s-a făcut un update pe GTA 5 Online. Și când se face un update pe GTA 5 Online, update-urile, hai să zicem, anumite moduri trebuiesc updatate. Și dacă se face azi update pe GTA 5 Online, trebuie să mai aștept încă o săptămână sau două până se updatează și modurile la noua versiune de joc. Chiar dacă n-are legătură GTA 5 Online cu GTA 5 single player, afectează și single player-ul update-ul pe online. În fine, asta ca și idee, voiam să filmez acum mult timp, dar n-a fost să fie, ok. Revenim acum cu seria aceasta, m-am dus la un băiat pe Patreon, căruia i-am mai donat eu acum foarte mult timp. Omul chiar se chinuie la moduri și nu sunt gratuite, trebuie să îi donez câțiva dolari, parcă 2 sau 3. Bun, și am văzut că are mai multe moduri interesante, le-am mai updatat el. Omul chiar lucrează și ăsta e jobul lui, face moduri în GTA, dacă nu mă înșel, deci chiar face o treabă foarte bună. Astăzi aruncăm o privire peste Hulk, un mod pe care l-am neglijat de o groază de ori, niciodată n-am făcut cu Hulk, care cred că a fost printre primii supereroi, dacă nu mă înșel, când a apărut GTA-ul, da, au făcut ei cu Spider-Man și așa, și Hulk a fost unul dintre ei, niciodată nu l-am jucat, dar ăsta e mult mai bine făcut decât orice mod din Hulk, fiți atenție. Și ce mașină ai, mă, tu? Opa, woman, auto și pe aia în mașină. Adios-o, ați înțeles, veți? Me angry, asta înseamnă. Doar atâta, sari, bossule? Asta vrea să zică Hulk, nu asta înseamnă. Ia sari, bossule, mai mult. Uite-l. Me angry. Mă băiez, mă. Oho! Ia mă, mai dă-i un pumn. Vai de viața mea. Deci un erou mai puternic ca asta nu am văzut niciodată. Deci de când am instalat eu Venom, Spider-Man, tot ce vrei tu. Omul ăsta e chiar puternic. Dă-i, mă. Uite autobuzul ăla. Știi că poți să prind și avioane din aer, dar n-am văzut niciunul momentan. Fii atent la asta pe scooter. Hop. Pleacă, bă, cu LSPD. Vino, bă, și tu încoace cu mine. Hai că te ia Hulk. Te-am furat, gata. Mamă, cât sare. Me angry. Da, deci modul ăsta e chiar mișto făcut. Tipul e super talentat. Giulio, parcă-l cheamă sau ceva de genul. Ok. Atomic Slam. Dacă nu v-a convins nici asta că modul este șmecher, nu știu ce altceva vă convinge. Thunderclap. Aici, Thunderclap-ul este pentru, fiți atenți, unde ne mai era plaja? Are cineva idee? Uite acolo. Hai să mergem puțin la plajă. Cât timp ne ducem în acolo, aș aprecia dacă n-ai mai sta așa cu gușa scoasă în pat și ai apăsat butonașul de like la episod, dacă îți place seria. Pentru că și eu apreciez când tu apreciezi, așa că hai să sărim repede la plajă. Thunderclap-ul e mai mult pentru oameni, de-aia vreau să mergem acolo. Dar uite cum sare Hulk, ești nebun. Cred că în viața reală nu sare, adică în viața reală, în filme, nu sare chiar atât de mult. Dar asta este versiunea lui Hulk din Avengers, pentru cunoscători. Me angry! Ia uite domnișoarele la plajă. Cum îi suflă. Deci se presupune că e atât de puternic, încât doar bate din palme și oamenii au zburat. Ia hai să-l luăm pe ăsta cu noi. Să vedem ce face Hulk în apă. Mamă, tu îți dai seama cum se simte adrenalina când... e mort omul, nu mai supraviețuiește niciodată. Hai să mergem puțin la elicopterul ăsta. Dacă l-aș vedea... Aha. Stați, mă, nu mai trageți după mine, nemernicilor. Nu știu dacă pot să-l prind. Ho, ce mișto! Am prins elicopterul! Me angry. Mama, asta a fost aproape. Nu știu de ce e ținta cu roșu. Asta sunt tare curios. Ah, dai click. Mayday, we lost control. Crezi că ați pierdut control? Leacă, bă, cu trașcaleta ta de aici. Deci caracterul ăsta e super puternic. Dacă mie îmi place, dar vă, 100% vă place, că eu sunt mai pretențios așa. Uite câtă putere are. Deci pe bune n-am mai văzut niciun super erou în GTA care să aibă atâta putere. Pe bune, dacă am mai văzut. Ce facem asta cu mașina aici?
E parcare? Nu e parcare, cred că s-a panicat omul. Măi, hai să vă facem barcă. Nu cred că l-aruncă, doar... Aha. Vai de viața mea, ce-am făcut, m-am murit și eu. Pe bune, băieți, deci chiar nu știu ce să mai zic. Hai să mai testăm cealaltă putere, mai are una, Atomic Slam. Deci te duci aici la băieți, te încarci. Rrr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 
lăsăm. Thunderclap. Oh, sunt doar două. Mi se pare că sunt trei. Doamne, Atomic Slam-ul ăsta e insane. Ia, yeah. Sunt curios dacă la avioanele alea mari. Deci îi dă un pumn și îl bagă în pământ. Mai distractiv de atât, n-are cum. Ăsta este motivul pentru care GTA 6 ar trebui să aibă mod suport. Deci știu că am zis asta la majoritatea episoadelor mele de GTA 5 Mod Showcase, dar imaginați-vă dacă GTA-urile ar avea mod suport. Mod suport înseamnă ca tu să... Nu știu dacă ați încercat vreodată să instalați moduri în GTA 5. Mulți dintre voi ați încercat. Mod suport ar însemna ca tu când intri în joc doar să apeși un buton și să se instaleze modul, fără să modifici tu fișierele jocului. Aia ar însemna mod suport. Și ar însemna că pentru modări, cei care creează moduri, ar fi o de un milion de ori mai ușor să le facă. Și uite cât de bine e făcut modul ăsta, deci dacă ar avea și mod suport ar fi mult mai awesome. Oh my god, girl! Lea că cu trașcale tata de aici. Ce se întâmplă dacă dăm Atomic Slam pe un om? E deja moartă femeia. Credeam că dacă dau click pe el, l-aruncă sau cea. Care visual ID, mă? Veni, am 4 stele, naiba. N-am făcut destul de mult haos încât să vină 5 stele cu FBI-ul? Pe bune! Iată cum e. Clap, clap, clap. Ce imaginezi? Ok, hai să ne gândim în viața reală. Uită-te la chestia asta. În viața reală, doar treaba asta te-ar putea omorâ. Te împinge atât de tare încât efectiv te-ar da în viața reală capul de perete și ai muri. Nu-ți imaginezi chestia asta în joc, dar gândește-te cât de puternic e el. În film nu știu dacă e exact atât de puternic, dar chestia ar fi omoră dacă era în viața reală. Cine trage, mă, așa? Dar eu văd elicopterul unde neva se duce. Intră sub pământ. Ia, a venit cu elicopter. A venit cu elicopter de miliție. La o parte că nu văd militar, voiam să zic. De luptă, combat. Oh! Aha, am văzut explozia. Deci, băieți, nu știu ce să vă zic altceva în afară, adică modul ăsta e super distractiv. Nu știu dacă am ratat eu vreo abilitate sau ceva. Mai mult ca sigur nu. Așa, dar este într-adevăr distractiv. Dar de ce doar atât? Deci ce faci? Mi se pare că asta aruncă multe mașini. Deci dacă încarc ce? Aruncă oamenii? Dacă sar și apăs. Oh, cred că pentru asta e mai mult făcut, ia. Mamă! Ești nebun? Hai să mergem până pe autostradă să încercăm. Strada aia pe acolo are mulți. Mă, Hulk într-adevăr sare mult în sus, dar nu sare mult în față. Adică nu ne mișcăm chiar atât de repede. Sau poate ne mișcăm și nu dau eu seama. Hai, fugi, fugi! Mamă, câta piciorul are! Ia uite-l! Dacă ar exista ceva așa ceva... Așa ceva... Dacă ar exista așa ceva în viața reală, Doamne, ferește-mă! Unde sunt, mă, multe mașini? Dă mașini, gârlă! Mamă! Mamma mia! Vezi, dacă dai așa nu se întâmplă nimic, dar... Așa le zbor. Voiam să prind multe la un loc, dar cu modurile astea sunt șanse să-ți dea crash jocul. Mi-a dat de câteva ori, poliția nu are ce să facă. I-am efectiv exterminat, avem 5 stele și din păcate poliția din viața reală nu este capabilă să-l oprească pe Hulk. Sunt curios dacă noi în viața reală am putea să-l oprim pe Hulk, credeți? Cu toată puterea noastră, miliție și ce naiba ar fi, cred că l-am oprit. Dar foarte dificil, cred că ar putea să omoare Hulk mulți oameni. Dar mă rog. Hai să o luăm așa. Ce naiba s-a întâmplat? Am schimbat pe Thunderclap.
destul de distractiv, zic eu. Nu știu voi ce părere aveți. Vreau să fac mai multe moduri de genul cu supereroi și așa. Și dar depinde de în funcție de susținerea voastră. Dacă mai sunteți după atâția ani interesați de mod showcase, eu cu siguranță o să mă joc. Este puțin cam dificil și îți dă bătăi de cap să instalezi modurile, pentru că de exemplu, modul acesta cred că mi-a luat undeva la o oră, două ca să-l instalez. E puțină bătaie de cap, dar își merită efortul. Adică uitați-vă cât de distractiv este, nu se compară cu absolut nimic. Niciun mod nu e chiar la fel de distractiv. Nu știu, spuneți-vă un mod mai distractiv. Poate mai sunt și altele care au mai multe opțiuni de făcut, dar asta e dintre cele mai puternice. Adică Hulk e efectiv prea puternic, dar uite, se gliciuiește puțin, văd. Uite cum îl zboară, deci naiba. Păcat că n-are mai multe puteri sau ceva de genul. Am văzut că a făcut o chestie și la Venom. Totul un mod ăsta foarte complex. Sau foarte bine făcut, să-i spunem. Pentru că nu e neapărat complex. E fain că poți să ridici și oamenii. Deci poți să iau un om și să-l arunc după altul. Aha. Am înțeles. Ia uite-l. I-am pleznit pe băieți. Ok. Destul de ușor. Et. Deci zboară ori... Deci, că au și viața infinită sau nu? Uite. Ia uitați-vă în stânga jos. Îmi scade viața sau nu? Cred că mi-a scăzut puțin, da. Dar nu au ăștia ce să-mi facă. Ce părere aveți de modul acesta? Spuneți-mi în secțiunea de comentarii. Eu, sincer, nu știu ce pot să mai fac. Am înțeles că se poate căsăra pe perez, dacă nu mă înșel, dar nu sunt sigur. Ia să vedem. Băi, ești nebun? Pa, asta nu știam. Aha. Dar nu prea e nevoie să te cațele pe perez, de-aia, ca idee. Spider-Man. Se prinde oarecum. Nu știu cum funcționează treaba. Care tragi, mă, bossule? Ca doar trebuie să fii în câmpul meu vizual. Mamă, cât apum nu dă. Ar fi fost fain să-l arunce și în aer. Ia să vedem dacă găsim un blimp de ăla. Știți la ce mă refer? Uite-l. Ia stai să zburăm noi după el. Very fast. Că vreau să văd ce se întâmplă. Putem să-l lovim? Ce ziceți? Na, nu poți. Ia, ne ridicăm. Uite-l. E cu roșu. Smash! Mamă, cum s-a dus! Deci îl poți nimeri, dar destul de greu, să zicem așa. Și nu înțeleg de ce, tocmai pentru episodul meu, vremea a fost foarte urâtă. Trebuia să fie extra sunny. Dar nu mai contează. De fapt, asta e puțin. Mi se pare că nu mai am modul acela de... Da, bă, nu-l mai am. Nu mai am modul de grafică. Trebuie să-l instalez. Vedeți cât de urât e cerul? O să-l instalez pentru episoadele viitoare. Este foarte ușor de instalat modul acela. Oricum, acum avem și multe frame-uri în joc de 60 constant fără nicio problemă, pentru că avem două PC-uri. Cam acesta este modul, băieți, nu vreau să mai lungesc, a fost destul de distractiv, îmi place și vă recomand și vouă să îl instalați. O să vă las linkul băiatului de Patreon sau linkul modului, dacă pot, dar trebuie să plătiți câțiva dolari ca să îl accesați, altfel, din păcate, nu merge. Probabil din cauza faptului că băiatul depune extrem de mult efort ca să facă modurile acestea, adică dacă le-ar fi făcut așa casual și simplu, le-ar fi pus gratis, dar când muncește foarte mult la ele, numai el știe câtă muncă a depus, atunci automat vrea și el un bănuț, să zicem așa. Bun, ne oprim aici cu episodul. Din nou, dacă v-a plăcut și vreți să mai continuăm cu seria de GTA 5 Mod Showcase, nu uitați să apăsați butonul de like, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa!